Ia uite, ia uite, ia uite. Stai că sunt băgat, ia uite, ia uite și pe acolo. Într-adevăr, vin al treilea transport pe care îi aduce și chiar am și vorbit cu cetățeni din sat de aici și am zis, domnule, chiar nu luați o măsură pentru a observa cine. Unii spun că să știe cine, dar le e frică să spună. Ultimii câini au fost aruncați la marginea satului Socolești în urmă cu o săptămână. Sătenii spun că aproape 100 de animale s-au răspândit în localitățile din împrejurimi. Lihniți de foame, câinii mănâncă păsările localnicilor. Am auzit că i-a adus cineva aceea și a basculat, dar am anunțat și poliția și primăria și nu s-a luat nicio măsură. Și nu e prima dată. Poate este a patra, a cincea oară de când se întâmplă treaba. La vecina mea aici i-a mâncat toți puii. La vecinul de aici, la vecinul din deală, via mea acolo unde am, sunt câinii, dorm în ea acolo, e ceva de vorbit la ceruri. Mi-am mâncat 22 de pui până la ora actuală. Deci a adus o mașină, cine a adus pe cei, nu știu, pe acolo, pe stradă, pe jos, nu știu. Și pui mari? Pui mari, normal, pui de un kilogram aproape. Oamenii se tem și că animalele pot răspândi boli pentru că nu sunt vaccinate. Îi adună prin orașe și îi aduce piși prin sate. Și sunt copii mici și au boli, câinii ăștia nevaccinați, netratați. Se întâmplă toate minunile după aia. Primarul din Stângăceaua spune că sunt martori care ar putea desluși misterul animalelor abandonate. Numai că oamenii au fost amenințați și refuză să divulge numerele autotrenului. Este un tir. După câte am eu informațiile de dol, dar nu știm numărul pentru că nu s-a putut identifica. Și vin noaptea. Noaptea, după ora 2-3 noaptea. Îi basculează și pleacă. Și ce a făcut? Am luat măsurile pentru a evacua câinii vechi, cu, bineînțeles, cu oamenii la ajutor social și am îngropat undeva unde să nu prezinte pericol. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Ceilalți s-au răspândit prin toată zona. Legislația românească prevede sancțiuni pecuniare sau penale pentru persoanele care înfometează animalele. Este vorba de amenzi de până la 2000 de lei, ori între 3 luni și un an de închisoare.